Vă spun, dragi prieteni, un bun venit la al doilea episod, Apologia, despre un articol din revista Sămânța Adevărului numit O examinare a calvinismului. Sămânța Adevărului, numărul din martie 2019. Vă recomand să citiți acest articol dacă aveți posibilitatea, dacă nu, în acest episod voi face o analiză la al doilea subpunct din acest articol numit alegerea necondiționată. Pentru mine este clar faptul că acest articol este scris dintr o perspectivă arminianistă, chiar dacă ei nu și asumă deschis această etichetă sau tot sistemul arminianist, cel puțin aici este prezentat foarte clar poziția clasică arminianistă despre planul lui Dumnezeu de mântuire. Și este o lecție pentru noi, chiar dacă cineva nu și asumă deschis o anumită etichetă s-ar putea să facă acest lucru pentru a da senzația și sentimentul că el este biblic și altcineva și-a asumat niște sisteme inventate de oameni. Nu și acest sistem a fost promovat tot de niște oameni, iar dorința noastră de a nu fi asociați cu anumiți oameni poate să fie lăudabilă, dar în același timp nu ar trebui să lăsăm senzația că doar pentru că nu acceptăm o anumită etichetă înseamnă în mod necesar că noi nu. Susținem anumite doctrine dintr-un anumit sistem teologic. Bineînțeles, toți vrem să fim biblici, toți credem că suntem biblici, și iată că există diferențe între noi cu privire la anumite doctrine, în cazul acesta cu privire la o doctrină extraordinar de importantă, doctrina mântuirii. Și pentru că există o expunere publică a acestei doctrine într-o revistă foarte răspândită, doresc să vă ofer o alternativă de interpretare a doctrinei mântuirii și o analiză a ceea ce Dumnealor spun că nu ar fi în regulă cu perspectiva calvinistă asupra mântuirii. Dumnealor spun că în sistemul calvinist, alegerea necondiționată este decizia lui Dumnezeu de a-i mântui pe cei aleși, fără a ține seama de meritele sau de faptele lor. Așa este, cred că orice creștin crede lucrul acesta. Pe de altă parte, alegerea condiționată indică faptul că există niște cerințe pe care oamenii trebuie să le îndeplinească. Pentru ca în preștiința lui Dumnezeu să-i aleagă în vederea mântuirii. Aceasta este perspectiva arminianistă. Dumnezeu în preștiința lui a văzut niște condiții pe care oamenii le vor îndeplini și de aceea Dumnezeu îi alege. Cu alte cuvinte, simplu spus, Dumnezeu îi alege pe cei care se aleg singuri. Deci dacă omul profită sau răspunde harului lui Dumnezeu, Dumnezeu îi alege. Dacă ei nu aleg harul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu îi alege. Asta e perspectiva Dumnealor, perspectiva... Arminiană. Calviniștii cred că Dumnezeu pur și simplu îi alege pe unii pentru mântuire, iar pe alții trece cu vederea predestinului pentru pierzare. Nu, calviniștii nu cred asta. Calviniștii cred ce spune Efeseni în capitolul 1, că Dumnezeu ne alege după buna plăcerea voi sale, nu pur și simplu. Cel puțin pentru mine asta ar fi o bajocorire dacă aș spune Dumnezeu alege pur și simplu. Ca și cum nu ar avea niciun motiv, nicio rațiune. Nu, Biblia ne spune că Dumnezeu ne alege după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei harului său. Deci la mijloc a stat... Buna plăcerea lui Dumnezeu, a stat harul lui Dumnezeu, apoi spune că în dragostea lui ne-a rânduit ca să fim în Deci în spatele acestei decizii a stat voia lui Dumnezeu, buna plăcerea voiei lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, că noi nu putem explica cu minuțiozitate tot ce înseamnă aceste lucruri. Asta este cu totul altceva. Dar eu nu pot să spun că Dumnezeu pur și simplu a ales pe unii și pe ceilalți i-a trecut cu vederea predestinându pentru pierzare. Aș aprecia faptul că dumnealor explică și prezintă expresia aceasta că pe ceilalți Dumnezeu îi trece cu vederea, cu alte cuvinte, predestinarea la pierzare în calvinism nu presupune că Dumnezeu ia pe unii la mântuire și pe ceilalți care sunt în regulă, sunt perfecti, îi trimite pur și simplu în iad. Nu! Ci Dumnezeu vede toată umanitatea căzută în păcat și din umanitatea căzută în păcat Dumnezeu ia pe unii și expresia foarte importantă este aceasta, pe ceilalți îi trece cu vederea, da? Nu pe ceilalți care sunt buni, Dumnezeu îi împinge spre păcat și spre ad, nu. Ci pe ceilalți care sunt văzut ca răi, Dumnezeu îi lasă să se dezenască, Dumnezeu îi lasă să trăiască în păcatele lor, în care ei vor să trăiască și apoi îi condamnă pentru păcatele pe care ei le-au făcut de bunăvoie, voluntar, găsindu-și plăcerea în ele. Dumnealor iau un pasaj care, zic ei, susține predestinarea la slujire și anume Romani 9 unde spune că Dumnezeu face planuri pentru popoare și pentru viețile noastre personale fără să ne ceară părere așa cum se afirmă clar în Romani 9. Totuși Romani 9 nu vorbește despre slujire ci Romani 9 vorbește foarte clar despre mântuire pentru că se folosesc termeni de alegere prin har, alegere spre mânie și așa mai departe. Dar pentru un mesaj extins, puteți căuta pe YouTube Andrei Croitoru, dubla predestinare roman nouă și veți găsi o predică pe subiectul acesta. Nu vreau să iau foarte mult timp acum dezbătând acest pasaj. De asemenea, ei spun, totuși cred că există și aspecte condiționate ale acestei alegeri, deoarece ni se spune să ne păstrăm chemarea și alegerea de care am avut parte. Se citează, evident, din 2 Petru, capitolul 1, la versetul 1, la versetul 11, unde Apostolul Petru nu spune să ne păstrăm alegerea. Este chiar absurd, din punct de vedere logic, să spui că tu ar trebui să păstrezi un decret sau un plan sau o hotărâre pe care Dumnezeu a făcut-o în veșnicie. Nu am cum să păstreze ceva ce Dumnezeu a făcut în veșnicie. Și în Petru nu ni se spune să păstrăm alegerea lui Dumnezeu, ci ne se spune să întărim chemarea și alegerea. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu ne-a ales și noi suntem chemați să ne întărim această chemare și alegere. Totuși, trebuie să facem o distinție foarte importantă între alegerea eternă a lui Dumnezeu, da? alegerea necondiționată din eternitatea lui Dumnezeu, și alegerea în timp și spațiu când Dumnezeu ne cheamă la mântuire. Deci două evenimente diferite, că Dumnezeu ne-a hotărât din veșnicie să fim ai Lui și că Dumnezeu la un moment dat în providența Lui prin Duhul Sfânt, prin Evanghelie ne cheamă, ne alege din lumea aceasta, ne dă credință, ne dă pocăință și noi ne întoarcem la Dumnezeu. Petru cel mai probabil vorbește despre alegerea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o din lumea aceasta. El ne-a chemat și ne-a ales din lumea aceasta. Evident că noi suntem chemați să întărim această chemare și alegere, nu să o păstrăm. Noi nu avem cum să păstrăm alegerea lui Dumnezeu. Ea este acolo, este înfăptuită, este finală, nu avem cum să o păstrăm, avem cum să o întărim. Percepția noastră, convingerea noastră, înțelegerea noastră, siguranța noastră cu privire la alegerea și chemarea pe care Dumnezeu ne le-a făcut poate avea anumite grade, da? poate fi diferită în intensitate la anumite momente diferite în timp. Asta da, dar nu alegerea în sine poate fi păstrată sau pierdută de noi. De aceea mi se pare că există o schimbare a limbajului biblic pentru a se potrivi cu teologia arminianistă prezentată în textul acesta. De asemenea, se spune, dacă ne dăm toate silințele, să păstrăm toate virtuțile creștine, nu vom aluneca niciodată și nu ne vom pierde niciodată mântuirea, dar dacă neglijăm aceste lucruri, vom fi orbiți. Paranteză 2 Petru 1 de la 1 la 11. Nu, Petru spune să ne dăm toate silințele ca să unim cu credința fapta și așa mai departe. Nu spune să ne dăm toate silințele ca să păstrăm toate virtuțile și astfel nu ne vom pierde niciodată mântuirea. Petru nu vorbește despre pierderea mântuirii. Petru nu vorbește deloc de pierderea mântuirii. Deci nu știu cum se poate indica un asemenea pasaj pentru a vorbi despre faptul că dacă facem lucrurile alea nu ne pierdem mântuirea. Cu siguranță că trebuie să avem virtuțile despre care Petru vorbește. Dar Petru nu spune că dacă nu avem lucruri acestea ne pierdem mântuirea. Ci Petru spune că cine nu are aceste lucruri a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Deci a fost curățit de vechile lui păcate și este orb și umblă cu ochii închiși. Evident, Petru vorbește despre o umblare oarbă, da? despre o rătăcire în umblare. Nu vorbește despre o orbire spirituală completă ca oamenilor uh, din lumea aceasta care sunt uh, necredincioși. Din nou, se spune totuși trebuie să ne dăm toate silințele pentru a ne păstra alegerea prin felul în care ne trăim viața. Nu, Petru nu vorbește despre o păstrare alegerii, ci despre o întărire a siguranței sau a percepției pe care noi avem despre alegerea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Eroarea mare care se face aici este că se confundă alegerea necondiționată, adică decretul etern al lui Dumnezeu prin care alege niște oameni pentru mântuire, despre care se vorbește în calvinism, cu alegerea pe care Dumnezeu ne-o face când ne mântuiește în lumea aceasta. Deci alegerea necondiționată în calvinism nu are în vedere alegerea în timp și spațiu. Da, sistemul calvinist cuprinde această alegere, dar nu asta înseamnă doctrina alegerii necondiționate. Cu alte cuvinte, articolul tratează ceva cu totul diferit decât doctrina alegerii necondiționate. Cu totul diferit. Și este, de fapt, o suprapunere a două lucruri total diferite. Decretul lui Dumnezeu din veșnicie, când noi nici măcar nu existam, și alegerea lui Dumnezeu, în timp și spațiu, a fiecăruia dintre noi, când ne mântuiește la propriu prin lucrarea Duhului Sfânt. este o confuzie foarte gravă, foarte gravă, motiv pentru care se spun atâtea erori în locul acesta. Se continuă ideea susținută de Calvinism, conform căreia Dumnezeu alege în mod de condiționat pe cine să mântuiască și pe cine să piardă ar însemna că hotările lui Dumnezeu sunt rădăcina păcatului. Este o confuzie gravă făcută între alegerea unor oameni la mântuire și decizia lui Dumnezeu de a permite păcatul în lume. Sunt două lucruri complet diferite. Felul în care Dumnezeu a plănuit ca să apară păcatul în lume este una și faptul că Dumnezeu a ales niște oameni ca să fie mântuiți este cu totul altceva. Calviniștii cred că Dumnezeu pur și simplu îi trece cu vederea pe anumiți păcătoși și nu le dă harul de a crede. Nu, calviniști nu cred că Dumnezeu trece pur și simplu cu vederea pe anumiți păcătoși. Calviniștii cred că Dumnezeu trece cu vederea pe anumiți păcătoși și nu le dă harul de a crede, nu ca și cum le-ar face o nedreptate, pentru că ei continuă și spun însă aceasta, înseamnă că Dumnezeu este totuși vinovat prin simplu fapt că nu le acordă acest har. Este absurd să spui că Dumnezeu este vinovat că nu dă cuiva har. Dacă Dumnezeu ar fi vinovat că nu dă cuiva har, înseamnă că Dumnezeu trebuie să dea cuiva har. Înseamnă că harul nu mai este har, ci este ceva meritat. Înseamnă că harul nu mai este har, ci este ceva drept ce ar trebui Dumnezeu să facă, da? Harul nu este în felul acesta. Harul este ceva total nemeritat. Nimeni nu merită harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu e aparține lui Dumnezeu în totalitate și nu trebuie să fie dat niciunei persoane din lumea aceasta. Dacă Dumnezeu ar fi dat har unei singure persoane, Dumnezeu ar fi fost în continuare drept și dragoste. Dumnezeu nu este dator nimănui. Conceptul pe care lor îl folosesc aici pentru Harul lui Dumnezeu este un concept arminianist, este un concept nebiblic, este un concept comunist, este un concept neomarxist, un concept greșit despre dragostea lui Dumnezeu, un concept greșit despre Harul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Și acest concept presupune că Dumnezeu trebuie să dea în mod egal tuturor oamenilor aceeași măsură de Har. Și ce este fals, dragii mei, acesta este un concept umanist despre Harul lui Dumnezeu. Este un concept umanist, este foarte grav ce se afirmă că, auziți, ar însemna că Dumnezeu este totuși vinovat prin simplu fapt că nu le acordă acest har. De ce ar fi Dumnezeu vinovat că nu dă oamenilor ceva ce nu trebuie să le dea? De ce ar fi Dumnezeu vinovat că nu dă oamenilor ceva ce este nemeritat? Ceva ce nu aparține deloc oamenilor? Ceva ce oamenii nu merită deloc? Ceva ce nu le se cuvine absolut deloc? De ce ar fi Dumnezeu, auzit vinovat? Este o acuzație foarte gravă care se aduce. Foarte, foarte, foarte gravă. Teribil de gravă. Și acuzația aceasta se aduce datorită faptului că se pornește cu o premiză falsă, umanistă, centrată în om, despre harul lui Dumnezeu. Cum că Dumnezeu, dacă dă cuiva harul, ar trebui în mod echitabil să dea la toată lumea. Cum că dacă Dumnezeu dă cuiva dragoste sau îndurare sau bunătate sau har mântuitor, în mod necesar Dumnezeu ar fi obligat să dea tuturor și ca dacă nu îl dă tuturor, el este vinovat. Este o acuzație extrem de gravă care are o premiză falsă la bază. Avem apoi un argument destul de extins prezentat împotriva alegerii necondiționate a lui Dumnezeu. Dar, din nou, se deschide discuția despre alegerea necondiționată, apoi se vorbește despre o alegere pe care Dumnezeu o face pentru mântuire în timp și spațiu, pentru oameni, și apoi se trece la o discuție despre alegerea lui Dumnezeu sau hotărârile lui Dumnezeu care privesc păcatul. Deci, discuția deviază complet de la subiect. Și, apropo, nu este tratat absolut niciun verset. Nici un verset în tot articolul ăsta. Nici un verset despre alegerea lui Dumnezeu la mântuire. Nici un verset. Nu există citat nici măcar un singur verset despre predestinarea la mântuire sau alegerea la mântuire. Dumnezeu va ales la mântuire. În El Dumnezeu ne-a ales mai, dinainte de întemeierea lumii. Sau în dragostea Lui ne-a îndui mai dinainte să fim în viață. Alegerea prin har. Nimic. Niciun verset. Deci, cum poți să vorbești despre alegerea necondiționată a lui Dumnezeu, fără să prezint niciun verset despre alegerea necondiționată a lui Dumnezeu? Mi se pare un, un demers fără niciun fel de direcție, fără niciun fel de scop, fără niciun fel de semnificație. Mi se pare un demers necinstit. Eu nu spun că este intenționat, dar este necinstit în rezultatele lui, în efectele lui, pentru că nu tratează subiectul în sine. Dar, citesc acest argument. Să ne gândim la Adam și Eva și la alegerea lor de a păcătui făcut înainte să aibă o natură păcătoasă. Oare chiar a ales Dumnezeu ca ei să păcătuiască? Sau ei înșiși au făcut-o? De ce le-a spus Dumnezeu să nu mănânce dacă a ales ca ei să mănânce? Doar pentru că mai apoi să-i pedepsească pentru o alegere pe care el însuși o făcuse în dreptul lor? Acum, confuzia mare care se face din nou în acest paragraf este între planul lui Dumnezeu, plăcerea lui Dumnezeu porunca lui Dumnezeu și ceea ce produce Dumnezeu. Sunt patru aspecte distincte care privesc felul în care Dumnezeu lucrează. Dumnezeu plănuiește unele lucruri, Dumnezeu poruncește unele lucruri, Dumnezeu își găsește plăcerea în unele lucruri și Dumnezeu produce niște lucruri. Acum, când ne gândim la Adam și Eva, lor întreabă, așa, oare chiar a ales Dumnezeu ca ei să păcătoase sau ei înșiși au făcut-o? Ei înșiși au făcut-o. Și calvinismul nu neagă deloc lucrul acesta, nu cred că există vreun om, un creștin care să nege lucrul acesta. Deci nu există sau sau. De ce e sau sau? Acum să întrebăm. A avut Dumnezeu vreun plan cu păcatul pe care l-a făcut Adam și Eva? În vreun fel, în orice fel, a fost cuprins lucrul acesta în planul lui Dumnezeu? Evident că orice creștin va spune, da, evident că Dumnezeu a fost în control și că Dumnezeu a permis lucrul acesta. A, deci, în păcatul unui om există o perspectivă divină din care poți privi lucrurile și o perspectivă umană. Omul a ales lucrul acesta și Dumnezeu a permis lucrul acela. Deci există două perspective pe care trebuie să le vedem împreună cu privire la același lucru, la același păcat. Dar vorbim despre păcat. Acum întrebarea este, Dumnezeu a permis păcatul lui Adam și Eva? Că a vrut sau că n-a vrut? A fost obligat să permită? N-a avut ce face? Putea el să împiedice acel păcat? Vă dau câteva variante. Înainte ca Dumnezeu să creeze lumea, Dumnezeu știa și păcatul lui Adam și Eva. Toate păcatele care urmeau să fie săvârșite de toți oamenii, în toate locurile, în toate timpurile, în toate împrejurările, în toate felurile. Știa absolut tot. Și Dumnezeu putea, pentru că era suveran, să nu mai creeze această lume. Dumnezeu știa toți oamenii care vor fi în iad. Dumnezeu știa toată patima și tot chinul lor de acolo. Și Dumnezeu putea pur și simplu să nu creeze lumea. Dar a vrut să creeze lumea știind toate lucrurile acestea. Și în momentul în care Dumnezeu a dat startul lumii acestea, chiar dacă El n-a produs nici măcar un singur păcat, El cu voia Lui a ales, a decis, că aceste lucruri să aibă loc. Și a găsit Dumnezeu plăcerea în aceste păcate? Nu. Își găsește Dumnezeu plăcerea în chinul omului? Nu. Își găsește Dumnezeu plăcerea în moartea omului? Nu. A poruncit Dumnezeu vreun păcat? Nu, niciodată. A produs Dumnezeu vreun păcat? Nu, niciodată. Deci Dumnezeu nu găsește plăcerea în păcatul sau în moartea omului, Dumnezeu n-a poruncit păcatul omului, Dumnezeu n-a produs nici măcar unul din păcatele oamenilor. Totuși Dumnezeu în planul lui a hotărât ca lucrurile acestea să aibă loc. Faptul că eu sau dumneavoastră nu putem să Vedem cum lucrurile acestea vin prin una, că Dumnezeu, deși n-a produs, n-a poruncit, nu-și găsește plăcerea în păcat, totuși a avut în planul lui lucrurile acestea, faptul că noi nu putem împăca aceste lucruri nu înseamnă că ele nu sunt adevărate, da? Nu înseamnă deloc că ele nu sunt adevărate. Din nou, să mergem mai departe. Dumnezeu a creat omul. El este în desăvârșire, în neprihănire. Nu a făcut niciun păcat încă. Înainte ca Satan să intre în grădină și să se săvârșească primul păcat al omului, putea Dumnezeu să-l oprească pe Satan să intre acolo? Răspunsul este da. Putea Dumnezeu să vină în timp ce satan îi ispitea pe primii doi oameni, să vină cu niște argumente convingătoare, fără să încalce libertatea de voință a omului, să-i co să convingă să nu păcătuiască? Sigur că putea. Putea Dumnezeu să nu pună pomul în grădină? Sigur că putea. Putea Dumnezeu să creeze o altă lume în care nu exista satan și în care omul trăia cu liberă voință pentru totdeauna în desăvârșire? Sigur că putea. Putea Dumnezeu să nu dea porunca aia și să-i lase să mănânce? Sigur că putea. Dumnezeu putea să facă o sumedenie de lucruri ca să evite păcatul omului. Omul este singurul responsabil de păcatul lui. Dar ca să spui că Dumnezeu n-a avut în plan lucrul acesta și că Dumnezeu a fost total despărțit de ce s-a întâmplat acolo, este complet fals. Și mie mi este greu să înțeleg cum cineva poate să trăiască, cum poate să trăiască pe pământul acesta, fără să creadă că Dumnezeu este în control total Total, asupra tuturor lucrurilor care se întâmplă pretutindeni, în toate timpurile, în toate prejurele, în toate felurile. Deci, în felul acesta ar trebui să înțelegem planul lui Dumnezeu care cuprinde și păcatul. Nu care produce păcatul, nu care poruncește păcatul, nu uh, Dumnezeu care își găsește plăcerea în păcat, ci Dumnezeu care are în planul lui uh, toate lucrurile acestea. Și, din punctul meu de vedere, autorul articolului nu a petrecut suficient timp ca să adune toate datele biblice care prezintă suveranitatea totală absolută a lui Dumnezeu ca să explice apoi în acest articol felul în care se împacă responsabilitatea omului pentru păcat și suveranitatea lui Dumnezeu asupra omului păcătos și asupra păcatelor sale. Apoi se încheie cu un verset despre alegere unde spune Dumnezeu în suveranitatea sa ne oferă posibilitatea și capacitatea de a alege. Alegeți astăzi cui vrei să slujiți. Eu sunt 24 cu 15. Eroarea majoră care se face în citarea acestui verset este că este scos total din context. Total din context. Acolo este un context specific în care eu cu poporul Israel, înnoiește într-un fel legământul cu ei, vechiul legământ și nu are absolut nimic de a face cu alegerea omului, cu alegerea pe care el trebuie să o facă pentru mântuire și așa mai departe. Nu are absolut nimic de a face. Dumnezeu a ales să ofere poporului Israel capacitatea și responsabilitatea de a alege. Textul nu spune așa ceva. Textul nu spune că Dumnezeu a ales să dea poporului Israel capacitatea de a alege. Textul nu spune așa. Textul spune că Dumnezeu îl face responsabil pentru toate lucrurile pe care urmau să le facă. Iată, dragii mei, cum avem o așa de mare parte dintr-un articol care chipurile a fost intenționat să trateze subiectul alegerii necondiționate, dar nu atinge aproape absolut deloc subiectul acesta, ce se duce în toate direcțiile. Este un mod, cred eu, nepotrivit de a trata un subiect, nepotrivit pentru că nu vorbește despre subiectul în sine, ci vorbește despre alte subiecte, pentru că nu tratează niciun verset care se ocupă de subiectul acesta al alegerii necondiționate și pentru că nu prezintă perspectiva calvinistă în mod corect. Cum am spus în episodul anterior, da, există substraturi, subsisteme ale teologiei calviniste, dar există o mare porțiune din această doctrină pe care toți o cred în același fel. Pentru că ea este revelată foarte clar în Sfintele Scripturi. Nici eu nu am vreun interes să port vreo etichetă, nici eu nu am vreun interes să fiu numit după un om. Am folosit termenul calvinist pur și simplu pentru a mă referi la doctrinele Harului, la învățăturile Harului, așa cum sunt ele revelate în Sfânta Scriptură. Sper să vă fie de folos studiul pe care l-am făcut împreună acestui articol și acestui subiect. Și sper să nu înțelegeți careva dintre voi că aș spune că întreaga revistă este greșită, că nu sunt mesaje bune acolo, ci vreau să înțelegeți că deși sunt lucruri bune, există anumite lucruri care nu sunt absolut deloc folositoare, nu cred că sunt nici măcar biblice, cred că sunt prezentarea unui sistem omenesc care este numit în teologie arminianism. Vă salut și vă aștept la următorul episod.